Vasile Stângă s-a decis. Numit în decembrie și selecționat la României, Stângă rămâne din vara la Energia cu o condiție însă. Echipa să se ia la trântă cu Constanța Cireș și să tragă la titlul în sezonul următor. Până să-și vadă visul cu ochii, Stângă vrea neapărat locul 3 la finele acestui sezon. Noi trebuie să ne gândim să batem tot până la finalul campionatului și după aceea să vedem ce se va întâmpla în celelalte meciuri. Dar noi trebuie să batem tot ca să ne gândim la locul 3. Deci totul până la final, numai victorie. Primul succes trebuie bifat sâmbătă, când Energia dă piept pe teren propriu cu CSM Satu Mare. Sătmărenii sunt pe locul 9 și nu mai au niciun obiectiv pe final de sezon. Trebuie să demonstrăm că suntem o echipă în ascensiune, suntem o echipă care nu putem să luăm bătaie de la echipe de-astea mici, gen Satu Mare. Cu 5 runde înainte de final, Energia e pe locul 5, la 3 puncte în spatele echipei care încheie podiumul Știința Bacău.